Te rog, domn președinte. Bună ziua! Mă bucur să am astăzi alături de mine pe colegul meu, deputat de Vrancea, membru al Partidului Forța Drepte, Ionel Dancă. Un parlamentar activ, un susținător al proiectelor din județul Vrancea și ce se vor derula în următoarea perioadă și au fost aprobate în guvernarea liberală Ludovic Orban, iar astăzi are plăcerea să vină la Vrancea să ne prezinte câteva proiecte inițiate de dânsul cu susținerea Partidului Forța Dreptei. Dacă Ionel, te rog eu frumos să ne explici, să ne prezinți proiectele susținute de tine, inițiate de tine. Da, mulțumesc, domnule președinte, dragă Ionuț, sunt din nou acasă la Vrancea. Mă bucur foarte mult că avem ocazia să vorbim vrâncenilor despre ceea ce facem noi în Parlament pentru județul Vrancea, dar și pentru toată România. Profit de această ocazie pentru a face o scurtă prezentare a unor inițiative legislative pe care le-am propus în Parlamentul României, alături de colegul meu Ion Ștefan și cu susținerea celorlalți colegi parlamentari din Forța Dreptei. Aș începe, așa cum bine știți, anul trecut ne-am luptat împreună să rezolvăm cea mai acută problemă a tuturor românilor, cea a scumpirilor la energie, și ne-am luptat în Parlamentul României împreună pentru a adopta soluțiile care ar fi putut să rezolve problema scumpirilor la energie fără această rambureală pe care guvernarea PSD-PNL a produs-o în domeniul energetic. Soluțiile pe care le-am propus noi, respectiv reducerea de taxe și costuri administrative care sunt incluse în facturile românilor la energie, din păcate, singura soluție liberală, fără a interveni în piața de energie, respectiv ceea ce am cerut noi a fost un lucru absolut normal și de bun simț, ca statul să renunțe să mai jefuiască românii prin intermediul facturilor la energie și să renunțe la o parte din taxele pe care le încasează. Reducerea TVA la energie de la 19% la 5%, eliminarea certificatelor verzi din factura de energie pentru consumatorii casnici și industriali, eliminarea bonusului de cogenerare, eliminarea accizei și, de asemenea, în ceea ce privește carburanții, colegul meu Ion Ștefan a inițiat un proiect de lege pentru reducerea la jumătate a accizelor la carburant și reducerea TVA de la 19% la 5%. Ne-am bătut împreună în Parlament pentru adoptarea acestor soluții, inclusiv la legea bugetului de stat la finalul anului trecut. Am depus amendamente împreună la legea bugetului de stat, astfel încât să fie aceste măsuri să intre în vigoare de la 1 ianuarie în acest an. Din păcate, sigur, nu aveam așteptări din partea PSD-ului să susțină astfel de măsuri liberale. Din păcate însă, surpriza neplăcută pentru noi a fost că inclusiv foștii colegi peneliști au respins aceste soluții propuse de parlamentarii Forța Dreptei, repet, soluții liberale. Practic, cu această ocazie, foștii colegi din PNL au arătat că au devenit pur și simplu anexa PSD-ului, o mașină de vot pentru PSD în Parlamentul României și au abandonat cu totul promisiunile făcute în fața românilor de a susține o dezvoltare a României pe principii liberale. În acest an am continuat demersurile noastre de a propune în Parlamentul României soluții reale la problemele românilor și am inițiat un proiect de lege care poate fi o adevărată revoluție fiscală, cu mai multe măsuri pentru reducerea de taxe și impozite. Practic,
am inițiat un proiect de lege care anulează toate majorările de taxe și impozite adoptate de guvernarea PSD-PNL anul trecut. Și aș vrea să le menționez pe scurt care sunt principalele măsuri de ordin fiscal care ar reduce fiscalitatea în România, povara fiscală a românilor și a întreprinderilor din România. În primul rând vorbim despre reducerea impozitului pe dividende. Am propus, alături de colegii parlamentari, reducerea impozitului pe dividende de la 8% la 5%. Nu se justifică în niciun fel creșterea nivelului de impozitare pentru dividende pe care a adoptat-o guvernarea PSD-PNL, pentru că, așa cum bine știm, companiile plătesc impozit pe profit de 16%, iar un impozit pe dividende înseamnă o dublă impozitare a antreprenorilor. Practic, cei care mișcă economia și duc România înainte sunt penalizați printr-o dublă impozitare, atât la nivelul profitului, cât și la nivelul dividendelor. De aceea noi am propus reducerea impozitului pe dividende de la 8% la 5%. Tot în ceea ce privește categoria aceasta de venituri din dividende, am propus eliminarea unei aberații care există de mai mulți ani în codul fiscal, respectiv contribuțiile de asigurări de sănătate pe dividende și pe veniturile din chirii. Este pur și simplu o aberație. Dividendele nu merg la spital, nu fac analize, nu se internează, nu înțelegem de ce dividendele trebuie să fie taxate cu contribuția de asigurări de sănătate, la fel și veniturile din chirii. Sigur, pentru persoanele care nu realizează venituri din alte surse, există opțiunea de a plăti în mod voluntar aceste contribuții de asigurări de sănătate dacă doresc să beneficieze de serviciile medicale în sistemul public din România. Dar nu trebuie să, ca această măsură, această taxare, să fie impusă în mod obligatoriu pentru toți cei care realizează venituri din dividende și din chirii. De asemenea, în ceea ce privește una dintre cele mai aberante măsuri fiscale adoptate anul trecut de guvernarea PSD-PNL, supraimpozitarea contractelor part-time. Am propus abrogarea acestor măsuri adoptate de guvernarea PSD-PNL, pentru că nicăieri în lume un om care muncește 2 ore pe zi nu este obligat să plătească contribuții și taxe la nivelul de 8 ore. Efectiv, așa ceva nu mai există în nicio altă economie din lume, din mod special mă refer la statele europene. Este profund discriminatorie și inechitabil o astfel de măsură. Just este ca fiecare să plătească nivelul de contribuții sociale pentru cât a muncit efectiv. Ai muncit 2 ore, plătești pentru 2 ore. Ai muncit 4 ore, pentru 4 ore. Nu pentru ca și cum ai fi muncit și ai fi plătit la nivelul de 8 ore. Deci propunem abrogarea supraimpozitării contractelor part-time. De asemenea, pentru micro-întreprinderi, iarăși un domeniu foarte important pentru susținerea activităților economice din România, mai ales pentru micii întreprinzători care desfășoară activități pe micro-întreprinderi, am propus revenirea la pragul de 1 milion de euro pentru cifra de afaceri, pentru încadrarea în categoria de micro-întreprinderi, deci de la 500.000 de euro propunem să se revină la pragul de 1 milion de euro și de asemenea să se păstreze nivelul de impozitare pentru micro-întreprinderi, respectiv 1% pe cifra de afaceri dacă are un angajat și 3% pentru micro-întreprinderile fără angajați. Așa cum era înainte și lumea era foarte mulțumită. Nu înțelegem de ce PSD-PNL vor să strice ceea ce funcționează bine în economie. Tot la categoria liberi întreprinzători în România. Aceeași guvernare nocivă PSD-PNL a majorat nivelul de contribuții de asigurări sociale și de sănătate pentru cei care obțin venituri din PFA și liberi profesioniști. În acest caz, au propus ca aceste venituri obținute din PFA-uri și de către liberi profesioniști să fie taxate la nivelul a minim 24 de salarii minime pe economie.
Noi propunem revenirea la situația anterioară la nivelul de 12 salarii minime pe economie. În fine, am solicitat, de asemenea, am propus prin inițiativa noastră legislativă păstrarea nivelului de deducere a impozitului pe venit pentru cei care obțin venituri din chirii la păstrarea cotei forfetare de 40%. Ca să explic foarte puțin, cei care obțin venituri din chirii sunt obligați să plătească impozit pe venit mai puțin 40% din venit, pentru că se consideră că acel 40% din venit e o deducere, se consideră că reprezintă investiția proprietarului în clădirile, în clădirea respectivă care este închiriată. PSD-PNL a anulat această deducere de 40%, iar noi propunem revenirea la cota forfetară de 40% din venituri, pentru veniturile obținute din chirii. Și nu în ultimul rând vreau să precizez în mod special pentru vrânceni, pentru că propunerea a plecat de aici din Vrancea, de la mai mulți cetățeni care mi-au semnalat acest lucru, am propus eliminarea acelui impozit aberant pe tranzacțiile cu terenurile agricole, respectiv 80% din diferență dacă terenul agricol este vândut mai devreme de 8 ani de la achiziție. Este o măsură de pe vremea lui Dragnea și a lui Daia, care a blocat piața tranzacțiilor cu terenurile agricole și în acest moment, dacă cineva dorește să înceapă o afacere în domeniul agricol, pur și simplu nu poate să o facă decât cu costuri foarte mari, pentru că nu găsește vânzători care să vândă terenul doar după 8 ani. Deci trebuie ca omul să aștepte 8 ani de la achiziție ca să poată să-l vândă fără acel impozit de 80%. Practic, această măsură nu face decât să-i țină captiv pe proprietarii de terenuri la arendaș și la mari fermieri care au în arendă aceste terenuri agricole. Noi am propus eliminarea acestui impozit de 80% care afectează grav dreptul la proprietate al proprietarilor de terenuri. Cam acestea sunt principalele măsuri din proiectul de lege pe care parlamentarii Forța Dreptei l-au înaintat în această sesiune parlamentară în Parlament pentru reducerea taxelor și impozitelor majorate de guvernarea PSD-PNL. În fine, un alt proiect de lege de dată recentă despre care aș vrea să amintesc este cel înregistrat chiar în această săptămână, un proiect în zona socială de această dată. Respectiv am inițiat la propunerea organizației de tineret Forța Dreptei, propunerea deci a fost a tinerilor din partidul nostru, Forța Dreptei, de interzicere totală a reclamelor la jocurile de noroc. Este un flagel în momentul de față în societatea din România. Mulți tineri și mai ales multe persoane care nu au un loc de muncă sunt prin această publicitate agresivă pe care o vedem peste tot, sunt tentați să-și încerce norocul la jocurile de noroc și ulterior devin dependenți de aceste jocuri de noroc, care, iar această dependență distruge vieți și familii. Noi propunem, la fel ca în cazul altor vicii, așa cum a fost reglementată și publicitatea la tutun sau alcool, interzicerea totală a reclamelor la aceste jocuri pentru a opri acest flagel care afectează grav, spuneam, mai ales tinerii și persoanele care nu au un loc de muncă. Inițiativa legislativă a fost înregistrată în această săptămână, spre deosebire de alte inițiative legislative similare aflate în Parlament, noi venim cu o abordare radicală de interzicere totală, pentru că, cel puțin în cazul unei alte inițiative legislative promovată de PNL, am văzut cu toții cum banii din industria jocurilor de noroc vorbesc în Parlamentul României, au lăsat diverse portițe în acel proiect de lege, astfel încât de la interzicerea reclamelor la jocurile de noroc, în final s-a ajuns la un proiect de lege care, culmea, reglementează modul în care se desfășoară publicitatea la jocurile de noroc, deci practic contrar obiectivului inițial. Mă opresc aici și las în continuare pe domnul președinte Ion Ștefan. Îți mulțumim, domnul deputat Ionel Dancă.
Într-adevăr, urmare efortului depus de dumneavoastră în Parlament, de cei 16 parlamentari ai Partidului Forța Dreptei, pot să vă spun că Partidul Forța Dreptei Vrancea prinde putere. La un an și ceva de când s-a înființat Partidul Forța Dreptei, partid condus de președintele Ludovic Orban, noi la Vrancea ne putem mândri cu un număr important de membri, peste 1000 de membri, peste câteva mii de membri. Când vorbim de membri cu documente, înumărăm aproape 2000 de membri, simpatizanți, câteva mii de cetățeni din județul Vrancea au găsit de cuvință să se apropie de partidul Forța Dreptei. Entuziasmul cu care suntem primiți de cetățeni și abordați în ceea ce întreprindem noi îmi conferă mie o speranță și consider că am luat o hotărâre și o decizie corectă atunci când am găsit de cuvință să mă separ de fostul partid, care a găsit mai util pentru vrânceni, și eu nu cred că este util pentru vrânceni și nici măcar pentru români, asocierea cu Partidul Socialist. Cred că cetățenii din județul Vrancea găsesc în Forța Dreptei un nou pol politic de dreapta ce ar putea oferi o nouă viziune, o nouă speranță de dreapta pentru vrânceni. În ultima perioadă, mai precis în luna martie, am derulat o activitate în județul Vrancea, am oferit flori doamnelor și domnișoarelor din județul Vrancea, moment în care am interacționat foarte mult cu cetățenii din județul Vrancea, care mi-au transmis că sunt probleme serioase în economia județului Vrancea, cât și în întreaga țară, probleme de inflație, probleme de nivelul facturilor și multe, multe altele. Și colac peste pupăză a venit și dorința PSD Vrancea prin ministrul apărării de a introduce noi categorii de pensii speciale. Oamenii au cu totul și totul alte probleme, iar PSD, PNL, aflat la guvernare astăzi, găsește de cuvință să mărească numărul celor care sunt beneficiari de pensii speciale. E vrânceanul nostru, deci un vrâncean este într-o direcție total greșită cu ceea ce își doresc cetățenii din România și din județul Vrancea. Cred că această coalizare între PNL și PSD nu aduce nimic benefic județului Vrancea și poporul român. S-au coalizat mai mult pentru interese personale, nici de cum pentru a dezvolta, așa cum ne-am propus, județul Vrancea și România. Cred că Partidul Forța Drepte este un proiect politic de viitor în care obiectivele naționale și județene își vor regăsi o soluție de implementare. Eu am încredere în vrânceni că au înțeles demersul politic făcut de către un grup de parlamentari care nu au acceptat această mermeleală între PNL și PSD și au format noua formațiune, Forța Dreptei. Sunt convins că anul 2024 Forța Dreptei va fi soluția unui viitor mai bun. Oamenii mi-au transmis de multe ori pe stradă că vor mai puține probleme, s-au săturat de probleme, sunt prea multe problemele pe umerele lor, trebuie să găsim soluții pentru aceste probleme. Administrația locală și județeană
are cu totul și cu toate probleme astăzi și preocupări. Angajarea fiilor, fiicelor și așa mai departe. Lucruri mărunte. Oamenii nu mai vor să ne ocupăm de aceste probleme personale a unora și a altora. Vor să abordăm probleme majore ale societății și a cetățenilor din județul Vrancea. Eu cred că Forța Dreptei, cu sprijinul cetățenilor, cu tot ceea ce înseamnă, forță politică de dreapta, va reuși să imprime o nouă direcție de dezvoltare a județului Vrancea. Vom prezenta pe parcursul timpului direcțiile de dezvoltare ale județului Vrancea în care cred că vom reuși. Trebuie să identificăm și eu personal am identificat mai multe direcții de dezvoltare ale județului Vrancea. O să le prezint pe parcursul timpului, atunci, la momentul oportun, dar nu mă pot abține, chiar dacă am fost sfătuit să nu intervin și în direcția asta. Aș vrea să vă întreb pe domnul președinte al Consiliului Județean, după ce a pierdut 200 de milioane de euro alocați pentru Spitalul Județean din Vrancea, la ce stadiu se află acest proiect? Sunt întrebat pe stradă de cetățeni, domnul deputat, ce se întâmplă cu Spitalul din județul Vrancea? Domnul președinte al Consiliului Județean a pierdut 200 de milioane de euro pentru Vrancea, pentru vrânceni. Ce se întâmplă în continuare? Că ne-a promis că o să-l facă din frunze. Nu știu despre ce este vorba. Îl întreb această cale. Domnul președinte, dați-ne, domnule, un răspuns. Ce se întâmplă cu spitalul? Faceți, nu-l faceți? Ați primit alocare? Ce s-a întâmplat cu cei 200 de milioane de euro pe care i-ați pierdut? Și doi, mă întreabă lumea ce se întâmplă cu parcul industrial de la Garoafă. Că au trecut 2 ani și n-ați făcut nici măcar un gard în jurul acelor 47 de hectare. Iar miliardele le-ați cheltuit. Și mai nou am înțeles că ați nominalizat manager pentru parcul industrial șoferul vicepreședintelui Consiliului Județean. Adică vicepreședintele Consiliului Județean n-a reușit în 20 de ani să facă un parc industrial. Vezi, doamne, o să reușească șoferul dânsului. Îmi pare rău, domnul președinte. Vreau, aștept de la dumneavoastră răspunsuri pentru, cel puțin pentru cele două probleme. Dacă mi-aduc aminte, vorbesc și de a treia. Este pentru prima dată în istoria județului Vrancea când bugetul Consiliului Județean Vrancea este mai mic decât bugetul primăriei municipiului Focșani. Aș vrea o explicație și pentru asta, domnul președinte. Publică, nu personal, că eu știu de ce sunteți în stare. Ați greșit amarnic față de vrânceni. Aveți cel mai mic buget în comparație cu primăria municipiului Focșani. Niciodată în istorie primăria municipiului Focșani nu a avut un buget mai mare, mult mai mare decât bugetul Consiliului Județean. Asta spune multe de capacitatea dumneavoastră de a implementa proiecte și de a dezvolta județul Vrancea. Domnul președinte, aștept răspuns la aceste trei întrebări. Nu sunt ale mele, sunt a cetățenilor. Eu stau de vorbă cu ei pe stradă, mă întâlnesc și mă roagă să le răspund. Nu știu să le răspund la aceste întrebări pe care dumneavoastră le evitați răspunsul. Aștept un răspuns. Aș vrea să mai adaug și eu câteva lucruri la cele spuse de domnul președinte Ion Ștefan. Apropo de afrontul pe care l-a adus ministrul PSD din Vrancea, ministrul apărării, la adresa milioanelor de pensionari din România care au muncit o viață întreagă și și-au plătit contribuțiile și primesc o pensie în baza principiului contributivității, atât cât au contribuit, atâta pensie primesc, este pur și simplu impardonabilă și inadmisibilă jignirea la adresa lor pe care a făcut-o acest ministru PSD din Vrancea prin tupeul și sfidarea de a ieși public cu un proiect de lege care să propună noi pensii speciale pentru civilii din apărare, poliție și servicii secrete. Nu vă mai săturați de atâtea servicii secrete și îi cocoloșiți peste tot pe unde îi găsiți. Este timpul și noi, parlamentarii Forța Dreptei din Vrancea, vă cerem public demisia, domnule ministru Tâlvăr, pentru acest afront adus oamenilor care au muncit o viață întreagă și astăzi primesc o pensie, mulți dintre ei, sub nivelul a ceea ce ar merita cu adevărat și dumneavoastră nu aveți altă grijă decât să propuneți noi pensii speciale pentru civilii din armată, poliție și servicii secrete.
Pe de altă parte, legat de proiectele de dezvoltare ale județului Vrancea, aș vrea să adaug și eu câteva lucruri. Așa cum aici, în multele campanii în care am fost împreună, am promis vrâncenilor că vom dezvolta Vrancea pe bază de proiecte majore de investiții. Am promis autostrada Moldovei, alături de Ion Ștefan. Mulți ne rândeau în nas că spuneam că vom face autostrada Moldovei într-o guvernare liberală până în 2024. Iată, pentru că a fost un proiect bine pregătit de domnul ministru Ion Ștefan în timpul guvernului Orban, acest proiect în momentul de față avansează și sunt șanse mari să se realizeze. Dar vrâncenii să nu uite că este proiectul și autostrada lui Ion Ștefan și a guvernului Orban. De asemenea, alte proiecte pe care noi le-am promis și pe care noi le-am pregătit în timpul guvernului Orban continuă să se realizeze în județul Vrancea. Vorbim despre complexul balnear de la Vizantea Livez, așa cum spunea colegul meu Ion Ștefan. Eu am dat apa, el a dat construcția și în momentul de față complexul balnear de la Vizantea este în construcție ca urmare a muncii pe care noi, eu și Ion Ștefan, am făcut-o în guvernul Orban. Dar, nu mai spun, Colegiul Unirea și toate celelalte proiecte aici, cu siguranță gazele, infrastructura de racordare la gaze, iarăși proiecte pe care noi le-am pregătit și în timpul guvernului Orban și care acum se derulează. Tocmai de dată recent a fost inaugurat complexul sportiv de la Biliești, în iarăși un proiect aprobat în timpul mandatului de ministru al domnului Ion Ștefan și multe altele. Dar ce vreau să vă spun? Și nu o spunem cu așa ca laudă de sine. O spunem, din păcate, cu părere de rău. Din moment ce noi am părăsit PNL-ul pentru că nu am acceptat trădarea de a face alianța cu PSD, alte proiecte care trebuiau să se desfășoare, nu se mai desfășoară. Asta este realitatea. Ceea ce am pregătit noi este în stadiu de construcție și de șantier. Dar parcul industrial, nu se mai știe nimic. Spitalul județean, pentru care eu m-am zbătut să fie inclus în PNRR după ce noi am plecat din PNL și din coaliția de guvernare, nu a mai fost cine să sprijine și să păstreze acest obiectiv de investiții în Planul Național de Redresare și Reziliență. Și multe alte proiecte pe care administrația actuală a județului Vrancea pare că nu reușește să le promoveze și să le susțină la nivel național. Asta este, dragi vrânceni, realitatea, din păcate. Ceea ce se face în momentul de față este ca urmare a măsurilor și proiectelor pregătite în timpul guvernului Orban, iar după aceea nu s-a mai făcut nimic. Aveți întrebări. Eu vreau să vă întreb, domnule Dancă, în ce stadiu este această intenție de colaborare între Forța Dreptei și alte partide, precum USR sau PMP, și cum vede Forța Dreptei această colaborare în anul electoral 2024? Este o colaborare foarte bună și cred că așteptată de români, pentru că românii își doresc o alternativă de dreapta, adevărată, la această guvernare socialistă PSD-PNL. Noi, din punctul nostru de vedere, în momentul de față, colaborăm foarte bine cu USR la nivel parlamentar, facem sesizări la Curtea Constituțională împreună, depunem moțiuni simple împotriva miniștrilor din guvernul PSD-PNL împreună, avem o colaborare parlamentară foarte bună. De asemenea, cu colegii din PMP avem colaborări la nivel local, acolo unde dânsii au consilieri locali și primari sau viceprimari și putem împreună să inițiem hotărâri de consiliu local în sprijinul cetățenilor din localitățile respective, cât și la nivel europarlamentar, unde PMP este reprezentat și, de asemenea, în familia popularilor europeni. Acesta este stadiul colaborării în momentul de față. Tot ceea ce vedeți pe surse și pe tot felul de informații care nu sunt asumate în mod oficial, sunt informații care nu au legătură cu realitatea. Am văzut tot felul de liste, de
cum s-au împărțit deja județele, locurile eligibile la deputați, la senat și așa mai departe, n-au nicio legătură cu realitatea. Este prea devreme pentru astfel de discuții. În momentul de față, România așteaptă de la noi o colaborare atât în plan parlamentar cât și la nivel local pentru a putea oferi României o alternativă de dreapta adevărată la dezvoltarea României. Și sunt convins că în perioada următoare, pe măsură ce ne vom apropia de alegerile de anul viitor, vom găsi și formula de alianță politică pentru a participa la alegerile din anul viitor, fie pe cont propriu, fie împreună, vom decide la momentul respectiv. Deocamdată nu au loc astfel de discuții, doar ceea ce contează în momentul de față este colaborarea la nivel parlamentar. Dumneavoastră, Forța Dreptei, doriți o colaborare în sensul de liste comune sau fiecare separat? Care repet, deocamdată toate scenariile sunt pe masă, evident, ca în orice discuție, dar deocamdată nu pot să vă spun despre ceea ce nu s-a discutat. Adică discuțiile vor avea loc pe măsură ce vor avansa aceste propuneri. Deocamdată nu s-a discutat o formulă de colaborare pe liste comune sau separat. Noi ne facem treaba în ceea ce ne privește ca partid de dreapta, partidul Forța Dreptei, partidul oamenilor liberali cu adevărați din țara asta, ne organizăm în toate județele, suntem prezenți în toate județele țării, în multe localități din țară, ne pregătim pentru participarea la alegeri. Am dat guvernul în judecată pentru că fuge de alegeri ca de tămâie, pentru că le e frică de votul românilor. Am dat în judecată guvernul pentru organizarea de alegeri locale parțiale în peste 50 de localități din țară unde nu există primar. Am câștigat în instanță împotriva guvernului Ciucă, somăm guvernul să organizeze aceste alegeri locale parțiale, unde noi suntem pregătiți să participăm. Va fi o colaborare în 2024 între cele trei partide? Este cu siguranță un deziderat pe care ne-l dorim cu toți. Domnul Ștefan, știm că pe plan local, la alegerile anterioare, adică în 2020, între PNL, mă rog, atunci făceați parte din PNL, a existat mari fricțiuni cu USR-ul. USR despre care acum vorbiți. Aduceți, da, mă rog, ar putea să existe un parteneriat, pentru că știm, s-a dus un adevărat război pe rețelele de socializare, pe Facebook, între PNL și USR. Există acum, luați în considerare pe plan local, o alianță, o colaborare și de ce nu o alianță pentru 2024 și dacă, nu știu, desface concesii, credeți că o să funcționeze această alianță? Da, într-adevăr, așa cum spuneți, în 2020 au fost anumite fricțiuni, mai precis la Focșani. Am găsit soluție să negociem, să formăm o echipă pentru Consiliul Județean, unde un număr de 6 consilieri județeni au fost și-au regăsit locul într-o listă comună cu PNL-ul ăla. Focșan nu s-a putut acest lucru, din X motive nu mai dezvoltăm morți. Ceea ce urmează să facem pentru 2024 ca și asociere, ca și alianță, vom vedea în 2024. Dar suntem pregătiți, Partidul Forța Dreptei este pregătit să organizeze, să așeze lucrurile în așa fel încât în 2024 conducerea Consiliului Județean să fie cu totul și cu totul nouă. Deci nu voi avea nici cea mai mică reținere să găsesc soluții de alianță în județul Vrancea pentru a îndepărta actualul președinte al Consiliului Județean. Actualul președinte al Consiliului Județean să adeverește a fi neputincios pentru așteptările enorme și dorințele cetățenilor din județul Vrancea.
am contribuit alături de mulți vrânceni la înscăunarea acestui președinte, da? Și astăzi dânsul nici măcar nu poate deschide ușa să-i primească în audiență. Nu mai vorbim despre cu totul și cu totul alte lucruri. S-a înscăunat, s-a înconjurat de o camarilă și au angajat niște oameni în stânga și în dreapta și are impresia că cu două consilii de administrație sau cu patru consilii de administrație de la CUP în plus a cumpărat un oțeriț sau ce a mai făcut el în stânga și în dreapta, nu-i treaba mea, o să reușească să ducă lucrurile la bun sfârșit. Eu sunt destul de tranșant. Nu voi face pact cu actualul președinte al Consiliului Județean. De ce spun lucrul ăsta? Pentru faptul că a dezamăgit mult prea mulți vrânceni. Vrâncenii, peste 60.000 de vrânceni și-au pus speranțele în ceea ce le-am oferit noi. Speranța de a face un parc industrial, speranța de a face un spital nou, speranța de a relansa turismul vrâncean. Din toate lucrurile astea și multe altele, nu s-a întâmplat nimic. Voi face orice înțelegere, orice alianță posibilă pentru îndepărtarea actualului președinte al Consiliului Județean. Lumea spune, domnule, da, nu dumneavoastră, nu dumneavoastră, nu dumneavoastră l-ați susținut, nu dumneavoastră ne l-ați băgat pe gât. Da, domnule, așa este. Am participat alături de colegii mei din fostul partid și am susținut îndepărtarea lui Marian Obrișan. Dacă asta a fost soluția, am adoptat-o și m-am luptat pentru ea cu toată credința, cu toată determinarea. Așa cum am făcut și am fost determinat și am luptat pentru îndepărtarea lui Marian Obrișan, voi fi de două ori mai motivat și mai hotărât să lupt pentru îndepărtarea actualului președinte al Consiliului Județean. Nu merită. Este prea mare căciula pentru el. Deci nu m-am așteptat că o să clacheze atât de ușor. Deci nu m-am așteptat. Am crezut la un moment dat că poate să se ridice la nivelul acestei demnități. Nu departe. Deci s-a înconjurat de anumite personaje, ca să nu spun așa. A închis totul, a devenit ermetic și nu merge nimic. Nu cunosc, așa cum am spus-o și în altă emisiune, nu cunosc un proiect major, important pentru județul Vrancea, generat de actualul președinte al Consiliului Județean. Ceea ce face, vine în urma lui Marian Obrișan, mai duce, finalizează proiectele. Foarte bine că se finalizează proiectele lui Marian Obrișan, dar acele proiecte se finalizau și cu el și fără el. Și dacă nu mai vine la Consiliul Județean până în 2024, acele proiecte merg și se finalizează. Oricum și-a dat toate semnăturile după modelul Marian Obrișan, cum și Marian Obrișan știți, voi din presă știți foarte bine, că și-au fug de semnătură și acum l-au găsit pe vicepreședinte la Consiliul Județean cel mare. Faptul că omul are o vârstă și chiar dacă o să mai greșească până ajunge la proces, până la una și la alta, scapă și să șterg lucrurile din județul Vrancea. Eu nu cred că procedează corect, este un băiat tânăr și ar trebui să-și asume cu mai multă perseverență, ardoare, îmbunătățirea nivelului de trai din județul Vrancea. Eu nu am constatat din discuțiile pe care le-am avut cu mulți cetățeni, vedeți cu toții că sunt în contact cu mulți cetățeni, nu am constatat, nu am primit din partea lor un mesaj pozitiv că s-ar întâmpla ceva. Nivelul de trai s-a degradat în județul Vrancea și în orașul Focșani în acești doi ani. Iar ei o duc din ce în ce mai bine. Unii și-au angajat copiii la Consiliul Județean, unii și-au angajat copiii la spital, unii și-au angajat. Pentru ei, o grupare de 100-200 este din ce în ce mai bine. Dar pentru noi ceilalți, pentru cetățenii județului Vrancea, e din ce în ce mai greu. Oamenii au din ce în ce mai multe probleme, iar ei nu mai au timp să se preocupe de problemele cetățenilor din județul Vrancea. Repet, voi face toate demersurile posibile, toate alianțele posibile locale pentru a îndepărta pe acest președinte de la Consiliul Județean. Voi munci, voi susține o candidatură acolo unde se poate pentru a câștiga Consiliul Județean și îndepărtarea actualului președinte de Consiliul Județean. Unde candidați? La primăria Focșani sau la Consiliul Județean?
E cale lungă, până atunci o să vedem, oriunde voi candida, dar mă voi lupta alături de cetățeni să îndepărtăm președintele Consiliului Județean. Actualul președinte de Consiliul Județean este o dezamăgire maximă pentru mulți cetățeni al județului Vrancea. Vorbiți de îndepărtarea președintele Consiliului Județean, dar ați lăsat armele deoparte în ceea ce privește lupta cu Partidul Social Democrat. N-ați scos, de exemplu, niciun cuvânt apropo de primarul municipiului Focșani, reședința de județ. Ceea ce în campanie n-ați făcut acest lucru. Adică ați fost extrem de virulent la adresa primarului Misaila în 2020. Da, despre primarul Misail pot vorbi în continuu. Dar sunt atâția. Îi las pe peneliști. Că ei spun că nu sunt în asociere cu PSD-iști, îi las pe peneliști să lupte cu PSD-ul și cu primarul Misailă. Deci am vorbit atât de mult despre Misailă încât ar trebui să am zis că e mai bine să mai fac o pauză de a-l analiza, să intru în dispută cu primarul Misail. Numai săptămâna trecută știți foarte bine că am primit plângere penală pe care mi-a făcut-o în 2021 pentru faptul că am îndrăznit să aloc fonduri pentru realizarea acelei investiții de la Liceul Unire, după 100 și ceva de ani, când nu s-a făcut nimic la Liceul Unire, nu s-a construit nimic. Adică, așa cum am spus și data trecută, mă aștept să și din partea noului președinte al Consiliului Județean să găsesc sau alți primari pentru faptul că i-am ajutat să facă săl, să facă baze sportive, să introducă rețele de gaze, de apă și așa mai departe. Am făcut multe, poate împinse prea mult la limita posibilă așa și na. Dar vor rămâne în județul Vrancea, vor rămâne, după mandatul meu de ministru, multe obiective în județul Vrancea și pentru că este asta sunt mândru și așa cum le-am spus și altor, și dacă o fi cazul să fac vreo 2 ani și pentru că cel puțin au rămas. Autostradă, drumul de la Lepșa, păstrăvărie. Urmează zilele următoare să vedeți că încep lucrările la păstrăvărie de la Lepșa. Mai aștept să se hotărească prefectul PSD, președintele PSD de Vrancea, să se hotărească să facă un demers la doamna ministru Firea să deblocheze proiectul de modernizare a taberei Gălăciuc. Din anul 2021, din decembrie 2021, este scos la licitație și adjudecat proiectul de studiu de fezabilitate pentru modernizarea taberei Gălăciuc, iar conducerea Direcției Județene de Tineret și Sport sau doar de sport acum în continuare blochează derularea acestui proiect. Un proiect inițiat tot în guvernarea Ludovic Orban în 2020 de modernizarea câtorva tabere școlare, printre care și tabera Gălăciuc. Dați seama, vorbeam de un întreg complex. Păstrăvăria de la Tulnici, tabăra Gălăciuc de la Tulnici, stațiunea de la Vizantea, drumul de la... Toate erau făcute într-un concept. Astăzi, dacă prefectul de Vrancea PSD spune da și face nu, eu n-am ce să... Am încercat doamna ministru Firea să o contactez de mai multe ori. E preocupată de tot. Nu știu cu ce a făcut doamna în ultimii un an și jumătate de când este ministru, dar cu siguranță n-a făcut nimic. Vouchere și tichete. Acum o să primim și noi bărbați tichete, am înțeles, de la doamna Firea, de ziua bărbaților. Deci, bătaie de joc, adică astea sunt prioritățile și astea sunt politicile de dezvoltare a României, numai vouchere și tichete. Mai sunt modele și la Vrancea, alte modele în afară de tichete și nu știu ce, mici cloșcării, unii și alții, au învățat repede, au preluat știința lui Marianu Crișan de a face cloșcării. Președintele Consiliului Județean Vrancea folosește același aparat al Consiliului Județean învățat să facă cloșcării. Deci, dacă ai nevoie de un aviz, trec luni de zile să obții aviz, dacă ai nevoie de o autorizație, s-ar putea să trebuiască să ai o problemă. Dacă ai nevoie la o instituție a statului, domn președinte te rezolvă. Nimeni altcineva. Să nu cumva să-ți rezolvi problema fără să știe domn președinte. Cine este jupânul? Eu sunt președintele Consiliului Județean.
oameni din conducerea Consiliului Județean, fiind obișnuiți atâția ani cu, cu această mentalitate și cu aceste demersuri, și președinte, actualul președinte al Consiliului Județean fiind atras de partea asta PSD-istă, a îmbrăcat în secunda 2 haina lui Marian Oprișan și merge cu ea fudul prin oraș fără nicio problemă. Știți foarte bine că au fost restaurante închise în județul Vrancea, în orașul Focșani, la telefonul președintelui Consiliului Județean. Știți foarte bine că s-au întâmplat și alte lucruri cu anumiți șoferi din județul Vrancea, la telefoanele președintelui Consiliului Județean. Și așa mai departe, sau la insistente, sau la gesturi. Când ești președinte de Consiliul Județean după Marian Oprișan, și un gest este suficient pentru a crea neajunsuri unora și altora. Cred că, și de aici, iar repet, domnul președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnule, faceți în așa fel și dezlipiți-vă de Marian Oprișan și ieșiți din minciuna asta care încercați să ne vindeți. Vă întâlniți foarte des cu Marian Oprișan acolo în Consiliul Județean și negociați inclusiv bugetul Consiliului Județean, l-ați negociat cu Marian Consiliului Județean și Consiliului Local, l-ați negociat cu Marian Oprișan. Deci toate lucrurile nu să le negociați cu președintele PSD, ați negociat cu Marian Oprișan. Deci să constat că tot Marian Oprișan este președintele județului Vrancea și care și-a mutat doar birou. Doamne ferește! Noi n-am participat în campania electorală în 2020 cu gândul de a-l proteja pe Marian Oprișan sau de a face echipă cu Marian Oprișan. Vă doresc succes în continuare în dorința dumneavoastră de a face echipă cu Marian Oprișan și cu PSD. Eu nu voi merge cu dumneavoastră sub nicio formă alături de PSD sau de actualul PNL care a plecat la PSD. Mulțumim.